asta este cu șindrile, cu două geamuri patrate, cu cruce neagră. Cu o claie în partea dreaptă, să țineți minte, este sus așa, o deal, după pădurea. Vezi, numai un pic, mai putea vedea pe traseu, în afară de gospodăriile oamenilor și hărnicia oamenilor din Ardeal, biserica de la Cărpiniș, mai încoace, înainte de a ieși din pădure, este o poemă plină cu flori. S-au făcut multe filmulețe care oamenii coboară din pădeal îmbrăcați în costum național. Dacă vreți, la întoarcere o să vă arăt și vouă cum au făcut filmulețe acolo, cum coborau oamenii cu bâtile pe aia care făceau prostii, de pe dealul, de acolo. Aia au bâtii, au de tăci acolo. Și în primul rând aer curat. La cap de linie, eu voi întoarce locomotiva, voi pune aici, voi rămâneți fiecare unde ați fost. Să nu vă luați, domnul, cu barbă de aici, mai în vârstă după mine. Rămâneți acolo, ca să admirați pe jarul din spate. Că nu l-ați admirat încolo, nu mă încoace. Eu pun locomotiva aici, voi trage de voi la vale, adică mai mult voi ține că e în pantă. Vă puteți lua de acolo, dacă vreți, o plăcintă bătrânească, făcută din Ardeal, sucuri, chipsuri moderne de la București. Sucuri și, mă rog, așa-i, Doamne, nu, numai plăcintele de la noi, restul de la voi. Bere de la Info, de la Hatri. De acum încă să nu mai mâncați decât de la voi, să nu mai pot să mai suport București. Nu mai sucurile la București, berea la București, oțetul de la margine la București. Și n-a dat bei bere de la București? Nu beau deloc. Să n-ai voie. Vrei să-ți arăt ce beau eu? Să arăt la întoarcere. Îți arăt, eu beau vișinată făcută de mine. Nu beau pastile de la voi, că... Pastile la bun, eu trebuie să plec de povestire destule. Să aveți grijă la copilași, că săracii atâta de păgați în datorii de bucureșteani, de mă doare capul pe... Și ăla care e la masa în pântic e băgat în datorii din cauza lor. Zi, Doamne, că nu e așa. Nu e așa, nu e așa. Câte generații de copii trebuie să mai plătească pentru ce-au luat ăștia frumos? Nu plătește nimeni. Fiecare nu știe să trăiască cu șașterni așa, Doamne. Bun, eu vă doresc o călătorie plăcută.